Mai este luna vacanței pentru multe vedete de la noi, Cătălin Botezatu și prietenii, Alina Pușca și Andreea Raicu, Denisa Nichifor și Loredana Groza se relaxează în cele mai frumoase locuri și dacă ați vedea imaginile de vis, sigur o să vi se facă poftă de vacanță. Din când în când, Cătălin Botezatu preferă să ia câte o pauză și să plece în vacanță. De data asta, celebrul designer a ales să se relaxeze în Turcia, dar nu singur, ci alături de Diana Dumitrescu, Elena Ionescu și alți prieteni. Cătălin Botezatu a petrecut câteva ore și pe terenul de golf și le-a învățat și pe prietenele lui cum să manevreze crosa de golf. După ce am văzut imaginile, parcă ni s-a cam făcut pofte de vacanță. Dar nu sunt singurele vedete care se bucură de soare, plajă și peisaje de vis în această perioadă. Dubaiul s-a dovedit a fi destinația preferată pentru mai multe vedete, iar printre ele se află și Andreea Raicu. Aceasta se bucură de fiecare moment petrecut acolo și este foarte activă pe rețelele de socializare, unde a postat numărate fotografii pentru a ne arăta cum își petrece vacanța. Alina Pușcaș și Mihai Stoinescu au fugit la Moscova. Dacă vedeta și-a dorit de mult timp să ajungă pe acele meleaguri, iată că acum a avut ocazia. Ne-am dorit foarte mult să ajungem aici, așa că am început cu o cină în mijlocul Kremlinului. Moscova m-a lăsat fără cuvinte. Iar Denisa Nechifor, unde credeți că a ajuns? În Maroc. În prima fotografie postată din vacanță, vedeta apare într-o rochie albă, la care și-a asortat o geantă maro și sandalele de aceeași culoare. Noi îi dorim să aibă parte de o vacanță reușită și suntem siguri că vom mai vedea și alte fotografii cu peisaje superbe. Loredana Groza și-a dorit foarte mult să vadă India. Artista s-a răsfățat în cele mai exotice locuri și s-a încărcat cu energie pozitivă.